Incidente cumplite s-au întâmplat zilele trecute în localitatea Băcleș. Pe agricultorii locali sunt puse presiuni inimaginabile din partea unui individ zis și Piratu, un influent om de afaceri din județul Dolj. Acesta distruge culturile agricultorilor din zonă și încearcă prin orice mijloace să obțină pământurile localnicilor, fiind acuzat de aceștia de acțiuni în stil mafiot, mai ceva ca în Vestul Sălbatic. Duminică, în data de 4 iulie, un elicopter care survola deasupra 14 hectare de cultură de floarea soarelui a împrăștiat ierbicid pentru a distruge întreaga cultură a unui localnic. Se pare că această operațiune a fost pusă în aplicare de un agricultor din județul Dolj, comuna Grecești. Individul, după spusele localnicilor, ar fi avut numeroase conflicte cu aceștia, punând presiune pentru a le lua pământurile și recurgând chiar și la acțiuni în stil mafiot. După spusele oamenilor din comuna Băcleș, acest incident s-ar mai fi întâmplat odată în luna mai a acestui an, poliția fiind anunțată în ambele cazuri, dar fără rezultate concrete. Duminică după masă, după ora 2, având niște utilaje în zona locului lui domnul, am văzut un elicopter, nu am știut ce e cu el, dar patrula deasupra terenului lui. Și era posibil să... Sigur că da, sigur că da. Am văzut, era cultura distrusă. Cultura era distrusă. Atunci, până nu a umblat acel elicopter, a fost tot ok. N-a fost nimic neregulă. Eu acolo am făcut pază 3 săptămâni. În jurul orelor 8:30 m-am deplasat în comuna Bălăcița pentru a cumpăra ceva de acolo și am vizitat o cultură de floarea soarelui de 14 hectare să văd cum merge. Am rămas surprins de ce am văzut. Era erbicidată cu elicopterul, care duminică de dimineață, în data de 4, vecinul nostru de Tarlale a dat tratamentele la floarea soarelui și rapiță. După ce a terminat, s-a gândit să facă și mie binele ăsta care vede și dumneavoastră ce a putut să-mi facă. Ce să vă zic, fac apel la toate autoritățile să facem ceva cu... Nu se poate așa ceva cu vecinul acesta la noi în comună. La dumneavoastră, floarea soarelui este distrusă în totalitate de 100%. Nu mai avem ce face cu ea. Este a doua oară înființată. A mai fost erbicidată în primăvară odată. Am luat o tărere să o întoarcem, să o înființăm acum 30 de zile în urmă. Am înființat-o, că de asta este și un pic mai mică față de cealaltă, a vecinului. Nu avem ce să facem. Această cultură e distrusă totalitate. Domnul Popescu Lucian susține că astfel de incidente teribile nu l-au ocolit nici în trecut. Cu două zile înainte de Paște i-a fost incendiat tractorul din propria curte tot de către acest individ, sperietura fiind imensă, cu atât mai mare cu cât acesta se afla acasă cu toată familia. Iar în loc ca sărbătorile pascale să fie motiv de bucurie, întreaga familie a trecut prin clipe teribile. Un incident neplăcut. Știe toată comuna ce poate să întâmple. Înainte de Paști, cu două zile, mi-a pus foc și la un tractor acasă, în curte. A fost, vă dați seama, sperietura foarte mare. Din spusele sătenilor am aflat că acest individ zis și Piratul, cu apucături de mafiot, ar fi susținut de o firmă din Italia, iar în urmă cu 2 ani ar fi distrus un agricultor local, apelând la aceiași mijloace, distrugându-i culturile și amenințându-l. Situația este una destul de clară. Individul, prin acțiunile realizate, încearcă să distrugă culturile oamenilor pentru a lua el arendele sau pentru a le cumpăra pământurile. Localnicii ne-au spus că acest Grigore Ionițoiu, zis Piratul, nu respectă actele întocmite și lucrează pământul oamenilor în mod ilegal. Am dat pământul în arendă băiatului. N-am avut niciodată vreo înțelegere cu individul de la Busu. A intrat abuziv acolo. Când l-am sunat, mi-a zis că au greșit tractoriști în noaptea, au arat și au intrat greșit pe terenul nostru și că îl lasă liber. Lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Nu am contract de arendă, nu nicio înțelegere, nimic. Deci practic a intrat abuziv pe proprietatea? Da, da, și am anunțat, s-a ajuns acum să fim în proces cu el. Și cu poliția și cu toată lumea care... Da. Poliția a fost anunțată? Da, la vremea respectivă am anunțat poliția. Nici o măsură. Mă duc, m-am dus de vreo 6 ori. M-am lipsit.
Mă duc al treilea an. Îl găsesc pe el, că nu-mi dă nimic, că nu știu, m-am luat cu el la ceartă. Caută pe acolo și văd contract. De făcut. Păi, domnule, ce-i cu contractul ăsta? Unde-i semnătura mea? Păi, că sucea, că învârtea, domnule, păi să te dau în judecată pentru treaba asta. L-a falsificat semnătura? N-a falsificat nimic, dar nu era semnătura, nu, așa. Nu știu dacă a fost falsificată sau nu. Și până la urmă, mi-a dat bucatele aceia și am zis, domnule, uite care-i treaba. Te rog să mi-l cedezi, că uite, pot să vă arăt că am și eu tractoraș de 45 de cai putere, aveam toate utilaje, eram mai în putere. Bun, mă duc, eșalonez terenul, bațăruși, când mă duc după 4 zile sar, îl găsesc arat. Fără să mă întrebe până nimic. Sătenii disperați fac apel la autorități, deoarece le este din ce în ce mai teamă atât pentru culturile lor, dar și pentru familiile care ar putea fi puse în pericol de către acest individ care pune presiuni în stil mafiot.